Hai, uite, vrejul e crescut deja. Hai repede pe vrej. Hai să mergem până nu dispare. Hai să mergem repede, că trebuie să ne întoarcem în lumea noastră. Haideți, repede să vedem. Ce viteză am, bebe Foxy, mamă, cât de repede merg. Grăbește-te până nu dispare vrejul de fasole. Cât am ajuns înapoi pe lumea asta. Wow, ce frumos. Hai să intrăm repede în casă, să vedem ce este în casă până nu dispare, până nu se face iară. Haide repede și după aceea trebuie să fugim, să coborăm de pe vrej. Da, hai să vedem. Oare cine locuiește în casa asta atât de mare? Nu știu, bebe Foxy, chiar nu știu. Wow, dar ce gigantică e casa! Gigant, am citit în poveste. Da, posibil, a băgat cartea în ghiozdan. Ce ai mai citit? Ce am mai citit că uriașul are o comoară. O comoară? Și păsește să nu fure oamenii răi. Wow, bebe Foxy, dar tu știi că am multe. Păi eu citeam mamei povestea asta. Uite, cred că putem să ne urcăm aici pe mini vrejul ăsta, să intrăm în casă, ce zici? Da, haide că mă grăbesc, încerc să mă grăbesc să ajung. Parcă se face din ce în ce mai tare zi. Și în momentul în care se face zi, eu știu că vrejul de fasole dispare. Wow, hai să mergem repede, să nu cumva să dispară. Wow, chiar sunt curioasă dacă o să dăm de uriaș. Aproape că am intrat în ce casă. Ce ne facem dacă dăm de uriaș? Nu știu, bebe Foxy, dar eu aș vrea să mergem să intrăm în casă. Unde ești? Oare stă acoperiș? Oare cum se intră? Păi nu știu, hai să căutăm o cale de intrare. Nu te văd. Este aici pe acoperiș. Haide, repede, repede, uite pe aici. Aaa, m-a aruncat pânza asta de băiaș și m-a aruncat înapoi. Aoleo, păi nu mai sări pe pânză, sare pe lângă ea. Hai că nu mai avem timp, imediat se face zi. Și tu unde ești, că nu te mai văd? Uite aici sunt. Încearcă să intri. Haide, 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 păi caut acum un loc să intru. Uai, ce sus sunt, dă-mi ia, uite-te în jos. Uite un elefant care doarme. Wow, bebe Foxy, dar fii atent, aici sunt urme de uriași acolo, ia uite. Ai și un elefant, da. Da, care doarme. Dar vezi ce urme de uriași sunt acolo jos. Hai să ne grăbim, repede, 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 că se face dimineață. Oh, nu. Oh, nu, s-a făcut dimineață. Sper că o să reușim să intrăm în casă. Și eu sper, ai repede, bebe Foxy. Wow, ce nori pufoși. Wow, cât de tare este de aici de sus. Ei, am găsit o trotinetă. O trotinetă? Uite. Wow. Păi și pe unde intrăm, înțeleg? Păi nu știu, apar doar. Trebuie să ne cățărăm iară. Unde să ne cățărăm? Mai este un vrej. A, putem să mergem mai sus, da, hai pe aici, pe vrejul ăsta. Intrarea este din ce în ce mai sus. Wow! Devine din ce în ce mai interesant, bebe Foxy. Ai ieșit, suntem și mai sus. Suntem sus pe casă. Și am găsit intrarea, oare unde o fi, pe unde se intră în casa? Am văzut o lumină aici. Gata, am găsit intrarea, vină repede. Acum, acum, acum vin. Wow! Ia uite-te cum arată intrarea secretă. Wow, ce dubios! Sar, bebe Foxy! Acum, stai că am făcut o poză pentru tati să-i arăt că poate nu mă crede. Are piscină gigantul ăsta! Wow, incredibil! Wow! Și are și o rață! Hai repede să sar pe rață! Am sărit pe rață! Wow, eu sări pe lângă, da. S-a dus vrejul, bebe Foxy! Doar la mine încă nu! Uai, ce frumos era acolo! Wow, cât de tare e casa! S-a pus vrejul să doarmă! Iară s-a pus să doarmă? Nu, dar nu se întâmplă nimic! Aoleu, nu-mi vine să cred! Hai să ne întoarcem repede la școală, să ne punem în bancă! Să înțelegem că am ajuns acum în lumea noastră? Cred că suntem în lumea noastră, dar aș mai vrea să mai mergem o dată să intrăm în casa! Am chiulit de la oră? Sau a fost totul în imaginația noastră? Nu știu sincer să fiu. E să mergem, Rebecca, haide repede. Hai să mergem repede la oră. Am chiulit de la oră sau nu? Haide, bebe Foxy, haide, repede, repede. Hai să vedem. Domnule profesor, ne scuzați că am... Bebe Foxy, ce ai făcut? De ce ai lipsit atâta? Ai lipsit 10 minute la baie. De asta strigam să vii repede, repede, repede în clasă. Ce? 10 minute ai lipsit, de 10 minute mă tot uit pe ceas și tu n-ai mai venit. Uite că se apucă și ceilalți profesori să facă gălăgie. Stai un pic că dau profesori ăștia la alți care sunt la clasa tehnică, dau cu bormașinile și nu mai aud nimica.
Wow, bebe Foxy, ce puțin a lipsit, doar 10 minute. Lumea cealaltă trece în lumea uriașului, trece timpul diferit. Bebe Foxy, pune-te înapoi în bancă, ce faci? Așa, avem aici ora de geografie. Vorbim despre munți și văi și despre podișuri și depresiuni și alte ale astfel de bebe Fox. Ai învățat lecția pe astăzi? Am fost cu tati și la munți și la văi și la depresiuni. Dar tu ce faci, Gigica, cu stropitoarea aia mână? Oh, mă scuzați, domnul profesor! Gata, mă! Am avut-o la vrejul de fasole! Oh, pardon, la... Ce ai zis, Gigica? Sper că nu mă mai fac să mai repet încă o dată, să nu mai pui stropitoarea aia în clasă, că nu mă auzi pe aici și o să-ți sun părinții. Cotă, domnul profesor, doamne, dar mă rog, că nu mai ești, domnule profesor. Așa, bebe Foxy, lasă că vorbim după aceea, că profesorul ăsta e morocănos, rău de tot. Ce vorbiți voi acolo? Ce v-am spus înainte? Ia stați și uitați-vă aici. Ia treceți în fața amândoi să vă ascult. Aoleu, am pus-o, bebe Foxy. Chiar că am pus-o. Așa, ia spuneți lecția de astăzi. Păi, domnul profesor, munți, mulți, voi. Sunt mulți munți, adică, avem și multe voi. Și voi, da. Diferiți. Bebe Foxy, șoptește și mie ceva, zi să zic ceva. Nu zic așa, mulți voi... Așa, așa, da, nu mai abărați. Diferite forme de relief, în diferite... Depresiuni, depinde de care... Tu ce cauți, Rebecca, aici? Ia du-te la tine, mancă, până nu ți-a dau un doi. Aoleu, bebe Foxy, proful ăsta e pus pe note rele astăzi. Mă ajut eu! Depresiunea... Muntele... Aoleu, hai că ne-a ajutat și Rebecca, că nu știe nicio nimic. Bebe Foxy, ce ne facem? Amândoi treceți înapoi în bancă, o să primiți nota 2, că n-am știut nimic, nu, gata. Nu, mă rugăm, nu, mă rugăm. Domnule profesor, aoleu, da, ne pare rău. Vă rog frumos, mai dați-ne o șansă. Bine, gata, trei cu indulgență. Aoleu, am pus-o pe Foxy. Nota 1 dacă nu vă puneți în bancă. Oh, gata, domn profesor, mă pun, gata. Doamne. Profesor, unul este pentru copiat. Eu n-am copiat. Păi da, și tu ai copiat de la Rebecca. Am văzut-o pe Rebecca când ți-o șoptit. De la Rebecca ai copiat, gata, nota 1. N-am copiat. Bebe Foxy, nota 1. Gigica, nota 3. Dar de ce Bebe Foxy, eu zic să stai acolo. Păi ție ți-a zis cine a ascultat. El a ascultat și s-a pus în bancă, gata. Tu nota 1, el nota 3. Bine, gata, amândoi, nota 3 și gata. Gata, bebe Foxy, nu mai zic nimic, că s-ar putea să iei nota. Aoleu, s-ar putea să iei nota mai bine. Gata, nu, gata, s-a încheiat lecția, s-a încheiat clasa, s-a încheiat ora. Mergeți acasă cu toții, ne vedem mâine. Hai să plecăm, bebe Foxy, doamne. Nu știu, dar proful ăsta e morocănos tare. Eu am și călătorii. Da, la geografie cam jale să iei 3, sincer să fiu. Hai să mergem acasă, doamne. Să mă pedepsească, tati. Știi ce mă gândeam? Cred că nu o să mă mai lase să ies afară. Eu știi ce mă gândeam, bebe Foxy? Mă gândeam ca mâine să mergem să intrăm în casa aia, să o inspectăm mai mult. Să fim ca doi detectivi. Da, abia aștept. O să-mi iau și lanterna. Da, o să-mi iau și o lanterna și o să mergem pregătiți. Rebecca, mai vii și mâine? Mai vii să ne urcăm în mai vii și tu, Rebecca? Wow, super! Cam asta a fost episodul Huniașilor și Vulpițelor. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să rupeți butonul și un de like și de subscribe. Aparent au luat nota 3 și Gigicu și Bebe Foxy. Dacă vreți să iau notă mai mare data viitoare, rupeți acolo like-ul la blană, un follow acolo pe primul link din descriere, pentru că acolo facem live-uri și mecheroase unde filmăm toate episoadele astea. Și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Bye!